Vitrine încărcate cu brânzeturi și produse din carne, preparate numai după rețete tradiționale, pot fi cumpărate timp de 3 zile din parcarea unui supermarket din cartierul Tineretului. Giurgiuvenii aflați în trecere privesc mai gustă câte o bucată din bunătățile expuse, dar mai și cumpără. Acesta a fost motivul pentru care comercianții au revenit la Giurgiu. De unde veniți? De la Argeș. Spuneți-mi ce le oferiți giurgiuvenilor. Păi, giurgiuvenii ne știu produsele, dar mai nou, printre tot ce am avut, mai avem ceva nou. Carnea de la garniță, jumări, cașcaval, avem jambon, kaiser, șunculiță cu usturoi, tot ce este bun. Aveți clienți fideli? Avem. Deci când ne-au revăzut ieri, chiar s-au bucurat. A zis, chiar ne face plăcere că ați revenit și cu produse bune și au cumpărat. De la Curtea de Argeș. Ce le-ați adus giurgiuvenilor? Cârnați de porc, pastramă de porc de oaie, slăninuță, cașcaval, telemea. Sunteți pentru prima dată la Giurgiu? Da, pentru prima dată. Vânzare ați avut? Ca prima zi, așa. Doritorii pot găsi cârnați stocați cu barda la 35 de lei kilogramul, mușchi afumat la 45 de lei kilogramul sau pastramă de oaie la 38 de lei. Amatorii de dulciuri pot cumpăra vestitul cozonac unguresc Kürtosh cu 10 lei bucata. Cum prețurile nu sunt chiar pentru toate buzunarele, clienții știu că vânzătorii sunt dispuși să negocieze prețul dacă doresc să aibă vânzare. Cum vi se pare marfa de la... Doamna a revenit. Da, păi am venit. În urmă cu o oră am cumpărat, doamna m-a invitat să gust. Am gustat, mi-a plăcut și am luat o bucată. Când am ajuns acasă, am ajuns la concluzia că aș mai vrea o bucată și am venit și am mai luat din nou. Foarte bune preparate are, gustoase, nu sunt sărate, nu sunt sărate. Eu am hipertensiune și mă feresc de sare. Și am fost mulțumită, ce să vă spun? Prețurile cum vi se par? Păi, prețurile sunt în raport de calitate. Eu așa consider. A fost doamna dispusă la negocieri? N-am negociat, dar cred că era dispusă, că e o doamnă drăguță și amabilă. Mi-a plăcut și am venit să cumpăr. Da. Prețurile cum vi se par? După măsura calității, da. Pe lângă negustorii de produse alimentare și-a făcut loc și un comerciant de blănuri. Căciul, haine, dar și accesorii pot fi cumpărate de giurgiuveni la prețuri de producător. Târgul de produse tradiționale își va închide porțile duminică, însă comercianții spun că vor reveni pentru că la Giurgiu clienții au rămas fideli.